Îmi pare bine că ne-am putut revedea după încă o săptămână din viața noastră. Sper că sunteți bine, îmi doresc să fiți bine, fiindcă vreau să fim cât mai mult împreună. Și haideți să pornim cum ne-am obișnuit, da? Încă o oră împreună din viața noastră, să povestim, să vedem ce am mai făcut, ce avem pe croșetă, ca un bilanț așa al unei săptămâni întregi, da? Bun. Bun, bun, bun. Mariela, 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 bună seara! Vă îmbrățișez cu drag! Ia uite că avem deja fete. Ana Maria Ioniță, bună seara, doamne minunate! Bună seara la toată lumea! Doamna Dincă Mariana, Sido Soric, sunteți foarte frumoasă! Mulțumesc, Sido, mă străduiesc! Ce drăguță ești tu! Teletin, Oana... Elena, bună seara, Sorina Negruț, bună seara, bună seara. Avem un băiat care nu-și găsește aici locul, culcușul. Iulia Ghile, bună seara, stimată doamnă, mă bucur să vă văd, mi-am făcut o pizza și vă ascult. Bravo, vreau și eu. Iulia, vreau și eu pizza. Bine ne revedem, doamna Dincă Mariana. Într-adevăr, bine ne revedem. Bună seara, Aurelia Stoica, Mirela Boco. Ce mă bucur că sunteți în număr atât de mare, doamna Maria Vaida, alături de mine. Fiindcă eu zic că avem ce povesti și în această seară, nu-i așa? Ioana Ciucan, bună seara! Nu-i bună că îngrașă, Dincă Mariana. La ora asta, într-adevăr, doamna Mariana îngrașă, dar m-aș risca măcar cu un triunghi așa micuț. Camelia Snite, bună seara la toată lumea. George Chiriță, bună seara. Renata Manuela Bârsan, bună seara. Mă uit și pe laptop, mă uit și pe telefon și citesc mesajele, fiindcă mă bucur nespus de mult că sunteți alături de mine. Noi femeile avem mereu ceva de povestit, mai ales cu dumneavoastră, ne zice Oana Elena. Da, da, găsim subiecte. Eu vreau să vă urez încă o dată tuturor femeilor la mulți ani, doamna Felicia Olteanu, bună seara tuturor hărnicuțelor, la mulți ani, multă sănătate, să fiți iubite și respectate și... Un car de sănătate eu vă doresc, fiindcă avem nevoie să ne putem bucura de toate lucrurile minunate din viața noastră. Ne bucurăm și de lucrurile mai puțin frumoase flori văd în spate. Da, este buchetul primit de la soțul meu și am zis haide să îl aduc și eu aici în prim plan, că tare mi-a fost drag. Liliana Mușat, bună seara! Ioana Crăciun, bună seara! La mulți ani tuturor hărnicuțelor, vă îmbrățișez cu drag! Sensi Arad, bună seara! Da, deci urările de la mulți ani vin către dumneavoastră cu multă, multă energie pozitivă. Eu am văzut că ați lucrat de la 1 până la 7 martie foarte, foarte multe proiecte. De aceea am stat duminică și am selectat toate pozele cu lucrările dumneavoastră. Să știți că de când fac eu colaj cu poze, niciodată nu mi-a ieșit de un sfert de oră, de 15 minute. Bună seara, Maria Iordache, Camelia Snitter, mulțumim, să fiți sănătoasă și dumneavoastră. Mulțumesc frumos, e tot ceea ce cred că își dorește... oricine în ziua de astăzi, mai ales în ziua de astăzi. Și după cum vă spuneam, colajul de lansat pe 8 martie a fost de 15 minute. Asta înseamnă că dumneavoastră ați fost foarte, foarte hărnicuțe, v-au mers degețelele alea fermecate și ați lucrat foarte mult. Bineînțeles, după tutorialele mele și nu numai, fiindcă am văzut pe grup că... sunt doamne care croșetează ciupici sau tricotează cardigan, am văzut bluzițe. Da, deci foarte, foarte hărnicuțe și eu vă felicit din
Suflet, Vali Enache, bună seara, albinuță hărnicuță. Da, am culorile unei albinuțe pe mine. Nela Borș, bună seara, bună seara. Da. Și am ținut să fac acel colaj, chiar dacă mi-a luat câteva ore bune, să știți, ca să pot să culeg toate pozele din decursul unei săptămâni. Și am ținut să vi-l ofer cadou de 8 martie. Și tot pe 8 martie a fost extragerea concursului lansat de mine pe 28 februarie, ediție specială de primăvară, doamna Mărgit Sof. Bună seara, bună seara! Așa, în care eu am rugat să-mi lăsați un comentariu. La ce anume ați dori să vă fac eu tutorial? Să știți că au fost cerințe diverse, dar pe primul loc a fost păpușă croșetată. Gherghina Popovici, bună seara! Păpușă croșetată. Și eu ce credeți? Fiindcă am văzut că a fost cerință și a fost pe locul 1 și cele mai multe cerințe, de îndată am căutat modelul cel mai ușor, cu toate că eu am zis că nu voi lucra niciodată păpușă, mi se părea destul de complex, un proiect complex, nu imposibil de realizat, dar uitați că datorită dumneavoastră m-ați impulsionat și am reușit și vă mulțumesc și eu pentru asta, să știți. Mi-este foarte, foarte dragă și fetiței mele a fost dragă. O am aici, am pe hol o mini fereastră și chiar acolo stă la loc de cinste. Adică cine vine la mine o poate admira din prima. Adriana Georgeta, bună seara, să fiți sănătoasă, să ne întâlnim cu drag la cât mai multe șezători. Mulțumesc pentru că vă faceți timp pentru noi. Cu drag, Violeta Rusen, bună seara. Gheorghina Popovici, asta așteptam și eu de mult. Ioana Crăciun, nici nu vă imaginați cât mă bucur atunci când văd lucrările mele pe colajele dumneavoastră. Parcă mă face tot să mai lucrez, să mai fac câte ceva. Ce frumos! Păi, măcar așa să vă răsplătesc și eu, să se vadă undeva munca dumneavoastră, nu numai pe grup, da? Claudia Irina Stoica, bună seara! Berard Daniel, bună seara! Fete foarte, foarte frumoasă! Maria Vaida, felicitări pentru păpușa croșetată. Simona Catană, seară frumoasă. Da, mulțumesc frumos pentru felicitările urate pentru acest minunat proiect. Să știți că și mie mi-este foarte dragă. Eu am uitat să specific acest lucru, că are 30 de centimetri păpușica mea. Contează foarte mult cu ce fir lucrați și dumneavoastră și cu ce număr de croșetă, da, ca și dimensiune. Eu, fiindcă nu am lucrat corpul cu alb, da? Elena Violeta Răducu, bună seara și la mulți ani tuturor doamnelor, bună seara, bună seara. Și fiindcă nu am lucrat cu alb, am hotărât pe parcursul lucrului, a proiectului, să fac cu pălăriuța MAC. Am văzut că a fost foarte apreciată după vizualizări. Așa, cu Nelly B, bună seara tuturor! Pentru că nu am putut de 8 martie să fac curări, trimit acum către toate doamnele cele mai calde urări de bine, cu sănătate și bucurii, cu spor și realizări. Vă mulțumim frumos, frumos, doamna Nelly, și dumneavoastră la fel, cred că vă doresc toate doamnele, bineînțeles și eu. Așa, deci, pe lângă pălăriuța, da, MAC, eu am mai lucrat o lalea, mi-a fost dragă și această idee, este haioasă, eu zic și așa, nu e așa? Așa, aveți tutorial la lalea, puteți să... Chiar m-am mai întrebat, să știți, și chiar în concursul pe care eu l-am lansat în comentarii am găsit. Vreau tutorial la ghiocel, vreau tutorial la lalea. Chiar am găsit la câteva flori pe care eu deja le am. Și dacă nu neapărat să intrați pe canalul meu, am văzut, dacă dumneavoastră intrați pe YouTube și scrieți lalele croșetate, chiar primul tutorial este al meu. Dacă scrieți ghiocel croșetat, la fel, primul tutorial pe care YouTube-ul am văzut că l-aduce este tutorialul meu și găsiți cu ușurință tutorialele la flori. La minunata păpușă,
Am făcut, într-adevăr, a fost cerință foarte mare pe păpușa ghiocel. Steluța Bălan, bună seara! Dar, mă repet, fiindcă nu am făcut corpul cu alb și verde, nu se potrivește, dar totuși eu am făcut ca dumneavoastră să puteți lucra, da? Pălăriuța, da? Și ghiocelul. Ia uitați! Da? Și ghiocelul. Cu toate că am, dacă nu mă înșel, slabul Luminița, bună seara. Dacă nu mă înșel, este doamna Crina Simina, cred că zic bine, care a făcut un model, un tutorial la păpușă ghiocel. Dacă o căutați, eu cred că o găsiți. Dar aveți modelul și aici și mă repet, Sandu Murariu, sunteți foarte bună și ați ajutat-o pe mama. Bravo! Cu drag, cu drag. Dacă doriți, puteți lucra și acest model de păpușică, vă repet, cu alb și cu verde și realiza ghiocelul, fiindcă aveți modelul aici. Uitați. Foarte frumos proiect, foarte frumos. Chiar o provocare și pentru mine, dar uitați că m-am descurcat. Și chiar au fost doamne care au lucrat. Și la fel ca și mine au zis că nu credeau că vor putea realiza vreodată o păpușică. Am văzut și cu roșu, să știți, lucrat aici, deci tot roșu. Foarte frumos proiect. Eu sper din tot sufletul să mai realizez și alte tutoriale din cerințele dumneavoastră de acolo de pe din comentariile lăsate la concurs. Haideți să vă citesc acum un comentariu frumos vis-a-vis de păpușică. O doamnă tare drăguță mi-a scris așa, mi-a lăsat un comentariu. M-ați zăpăcit de tot cu splendoarea ei, ca și cu pălăria. Acum aștept cu nerăbdare episodul următor. Da. Foarte frumos, mereu îmi lăsați comentarii delicioase, haide să le numesc așa. Vreau încă o dată, Florentina Ilie, bună doamnă frumoasă, sunteți foarte bună, vă pup, Flori, vă pup și eu. Vreau să mai felicit încă o dată câștigătoarele concursului, Ana Maria Tofanei, doamna Flori Bălan și doamna Silvia Constantinescu. Într-adevăr, au fost destul de multe comentarii, 169 de persoane înscrise la concurs, atât am reușit eu să recompensez 3 persoane. Unul dintre premii la doamna Ana Tofane a ajuns astăzi, fiindcă aveam gălătușa cu narcisele. Mai cer îngăduință pentru restul doamnelor. Zic restul doamnelor, fiindcă am mai acordat un premiu special unei doamne, doamna Mariana Dincă, fiindcă dânsa a lucrat, credeți-mă, 98% din tutorialele mele și mereu mi-am dorit să o răsplătesc și iată că a venit această zi de 8 martie 2021 în care am hotărât să croșetez o zambilă, fiindcă am văzut că a fost cea mai apreciată pe grup floare. Vi s-a părut o floare complexă și de aceea am zis că dacă fac un concurs, o să croșetez. În weekend le montez și săptămâna viitoare le trimit către celelalte 3 doamne. Sper să reușesc să mai lansez astfel de concursuri. Bună seara, doamna Victoria Marchis. Bună seara. E foarte frumoasă. Mulțumesc pentru toate tutoriale. Sunt pe înțelesul tuturor, chiar ușoare. O seară frumoasă. La fel, doamna Dincă Mariana, iuhu, ce bucurie. Da. Vă mulțumesc frumos că sunteți atât de fidelă canalului meu. Uitați că a intrat și doamna Tofanei, să rămână, mulțumim și noi pentru premii, super, premiul stă la loc de cinste. Mă bucur, mă bucur, cum am mai zis, că am reușit să aduc zâmbete. Dacă aș putea, eu aș oferi la toată lumea, credeți-mă, dar nu am putere de muncă atât de mare. Raluca Maican, bună seara, vă pup, bună seara!
Dar o să încerc să mai lansez astfel de concursuri și poate, ușor, ușor, o să recompensez mai multe doamne cu lucrările mele. Am zis, haide să trimit și lucrări croșetate de mine, nu numai fire. Andreea Ionela, bună seara! Romelia Brad, bună seara! Vă salut pe toate! Dacă doriți, în a doua parte a așezătorii, dacă sunteți de acord și să-mi spuneți și voi, eu am mai pregătit un mic proiect și vom lucra tot așa împreună. Asta dacă doriți, vă pregătiți un fir cu o croșetă. Eu am un firicel mai subțirel așa, mai subțirel, mai grosuț. Ela, ela, am lucrat multe lucrări făcute de dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Deci am un fir mai grosuț, da? Și o croșetă de 3. Ca să știți ce să vă pregătiți dacă doriți să mai lucrăm un mini proiect. Am intrat în datele statistice și în ultima săptămână, ce credeți că a fost pe primul loc la tutoriale? Ia să vedem dacă ghiciți. În săptămâna 1-7 martie, pe primul loc, ce credeți că a fost? Ia să vedem. Haideți, poate ghiciți. Haideți să vă provoc la o ghicitoare. Mărțișoare. Ela, ela, nu, rece. Haideți, mai încercați. Mai încercați, mai încercați. Florile, nu. Nici florile nu au fost pe locul întâi. Păpușa, Maria Vaida, nu. Pisicuța, Mirela Boco, ați ghicit. Pisicuța Figaro, da, Sido, pisica Figaro a fost pe locul întâi. Oana Dascălu, da, corect, corect, corect. Așa, pe locul 2, Nelly B. Eu nu am lucrat prea mult din proiectele primăverii, fiind prinsă cu altele, dar faptul că știu că găsesc ce-mi doresc pe canal e un lucru mare, într-adevăr. Și eu vă mulțumesc, doamna Nelly. Așa. Și pe locul 2 a fost corpul păpușei. Cum croșetăm corpul unei păpușe? Fiindcă de acolo puteți combina ce culoare doriți. Chiar mă bucur că ați apreciat și acest tutorial. Puteți merge cu ce culoare doriți. Puteți să faceți băiat, puteți să faceți fată, puteți să îmbrăcați cum doriți dumneavoastră păpușa. Vă mulțumesc că ați apreciat. Iulia Ghilie, pisicuța, da iubita, Figaro a fost pe locul 1. Pe locul 3, Savu Ana Maria ne salută și îmi spune că lucrează la lele. Foarte frumos, vă doresc mult, mult spor. Pe locul 3 au fost panseluțele. Acele panseluțe lucrate petală cu petală, deci modelul acela mare. Da. Pălăria Mac de la Păpușică a fost pe locul 4 și cum croșetăm capul unei păpuși pe locul 5. Iată top 5 în ultima săptămână. Deci v-a prins foarte bine acest tutorial cu păpușa. Deci mă bucur încă o dată că am reușit să-l aduc. Savu Ana Maria, mulțumim pentru tutoriale. Cu mare, cu mare drag. Așa. Deci, iată că am făcut și un clasament al tutorialelor din ultima săptămână. Și acum eu m-am lăudat cu ce am lucrat. Să știți că tar, erzesbet, bună seara, doamnelor hărnicuțe. Îmi cer scuze dacă nu pronunț întotdeauna numele corect. Îmi cer scuze anticipat. Din cerințele de pe canalul de YouTube, pentru tutoriale s-au înumărat și floarea de liliac, hortensie, chiar floare de gențiană. Floarea de gențiană am studiat-o, este o floare albastră cu niște stamine foarte frumoase. Încerc. Ioana Ciucan îmi spune că lucrează a patra pisicuță Figaro pentru nepoței. Vedeți? De-aia a ieșit pe locul întâi Figaro. Să știți că a venit un coleg de-a soțului în vizită și mi-a
Vreau să vă zic că mi-a cumpărat-o, deci nu mai am pe Figaro, l-am vândut. Da, chiar a fost foarte apreciat. Mariana Toma, bună seara! La mine florile de narcise și petuniile au avut mare succes. Vă mulțumesc mult, mult de tot! Iată ce mesaje frumoase! Sensia rapis, da, pisicuța, da, asta a fost pe locul întâi. Și am văzut că, într-adevăr, unele persoane chiar au lucrat-o de 3, de 4 ori mai multe exemplare, ca să zic așa, și culori foarte, foarte frumoase, să știți. Mi-au plăcut combinațiile acelea maro cu alb. Foarte mult mi-a plăcut, foarte mult. Da. Bună, Alina, te pup și eu. Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Mi-am dat un refresh. Și am zis, măi, eșezătoare, trebuie să apar aici la fete fresh, nu? Dorina Urs, bună seara, bună seara. Iată că și în această seară, și mie îmi face plăcere acest lucru, sunt persoane noi printre noi. Petruț, Ana, seară frumoasă, scumpă doamnă, sunt persoane noi, alături de noi. Da, mă bucur, mă bucur tare mult. Aș vrea să pregătesc Floarea de liliac, următorul proiect, eu cred că sunteți de acord, fiindcă a fost, să știți, cerință și pe floarea de liliac, am găsit într-adevăr un model aproape de realitate și atât că trebuie să lucrez mai multe flori ca să pot să realizez acea floare, da, în totalitate, o floare din mai multe flori. Am găsit și frunză la liliac, foarte frumoasă. De-abia aștept și pe aceea să vă fac, la aceea să vă fac tutorial și să aduc în fața dumneavoastră. Foarte, foarte frumoasă. Și o altă cerință, așa în premieră, ca să zic așa, este floarea de bujor. Într-adevăr, este foarte mult de muncă la floarea de bujor. Dar eu sper să reușesc să o fac și să o aduc la fel în tutorial în fața dumneavoastră. Este mult de muncă, dar este o floare unicată și cred că odată în viață se merită lucrată. Ca să nu zic de mai multe ori. Da. Vreau să știu. Deci, uite, doamna mi-a zis, Petruțana, seară frumoasă, scumpă doamnă, Sensi Arad. Acum mai am un pic la un proiect și apoi urmează Păpușica. Da, am văzut că deja au postat doamnele, doamna Mariana Dincă, cine a mai postat cineva, foarte frumos, făcuse corpul cu portocaliu, foarte, foarte frumos. Uitați că nu mai rețin acum numele, ce rău îmi pare. Foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult, am fost plăcut surprinsă să văd cât de repede s-a lucrat și păpușa, că totuși este un proiect complex. Adriana Funieru, bună seara fetelor de la Arad. E, a nins acolo pe la voi? Și la noi a nins toată ziua, nu știu în țară cum a fost. Neli Lia, bună seara. Nu știu, nu știu în țară cum a fost, dar la noi, la Focșani, a nins. Și chiar a nins toată ziua. Ana Strugari, bună seara, drăguță doamnă, eu lucrez florile dumneavoastră, sunt superbe. Mulțumesc frumos pentru încredere. Nu a nins, dar a fost foarte frig, ne spune doamna Adriana de la Arad. Așa. Acum vreau să văd, uite, cum mi-a zis doamna că a avut succes cu petuniile și cu ce a mai zis imediat, cu petuniile și cu narcisele. Dumneavoastră, cu ce ați avut succes acum? Și la Bacău a nins, la noi e soare și e frig de 3 zile, tot la Arad, că Sido, știu că ești la Sicula, la Arad. La Cluj a fost soare frumos astăzi, ia uitați, ne zice doamna Adriana Georgeta. La noi a nins, fata la București mi-a zis că a nins. La Bihor a fost frumos, a nins și la Urziceni. Ia auziți, am aflat vremea și în toată țara. Ia să vedem ce mai aveți pe croșetă, cu ce ați avut succes de 1, de 8 martie, ce ați oferit celor dragi. Iade, haideți, lăudați-vă și voi acum.
Chiar aștept. Aștept să văd. Sido, sper că ai distribui link-ul și pe grup fetele care nu reușesc să intre, din păcate, să poată vizualiza. Ia să vedem, ia să vedem. Aștept și din partea dumneavoastră ce anume mai aveți pe croșetă. La cotnare a fost frig și pe seara a nins puțin, ne zice doamna Camelia Sniter. Am dăruit narcise și jucării, îmi spune doamna Adriana Georgeta. Foarte frumos, foarte frumos. Haideți să vedem ce mai aveți pe croșetă și cu ce ați avut succes. De 1 și de 8 martie. Beșliu Dusea, bună seara, doamnă frumoasă, Sensi Arad, abia aștept editorialul la Liliac și eu de-abia aștept să îl termin. Uitați încă o persoană, doamna Beșliu, o persoană nouă alături de noi, vă mulțumesc. Sanda Murariu, cu brânduși am avut o grămadă de comenzi. Ce frumos! Dincă Mariana, eu chiar acum croșetez pălăriuța păpușei. Păi dacă e șezătoare, trebuie să și dăm din mânuțe, nu? Eu vorbesc, sunt ocupată aici să citesc eu mesajele, dar voi lucra și eu alături. Mulțumesc, Sido! Mulțumesc alături de voi! Ia să vedem, Sido, am văzut că și tu ai fost hărnicuță, ai lucrat și tu. Mirela Boco, coșuleț cu plumeria de 8 martie și acum lucrez trandafir. Foarte, foarte frumos. Ce mă bucur. Bănuiesc că au fost apreciate și au fost încântate persoanele când au văzut că au primit un cadou unicat. Așa bănuiesc, nu-i așa? Ia să vedem, Iulia. Mai am mânecile la rochia din pătrate și apoi mă gândesc la decor. Da, este o splendoare, Iulia. Îți doresc mult spor în continuare, fiindcă mai ai ceva de lucru. Va ieși o operă de artă, cum îmi place mie să zic. Felicia Olteanu. Eu am făcut narcise. Am definitivat florile la zambilă și urmează frunza. Foarte frumos. Sido. Eu am dat flori de 8 martie, brândușe și lalele. Bun, Liliana Eitel, bună seara, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, eu lucrez la un cardigan. Foarte frumos! Ia să vedem, Ana Atofane, eu tot am făcut la neamuri cipiși tricotați. Acum îmi fac și eu, pe sfârșit de iarnă. Eu sunt friguroasă, am picioarele reci mereu. Lăsați că sunt bun și ciupici. Aurelia Stoica, o rochiță cu model de Paște pentru fetița mea cu aplicație de ou, iepuraș, să văd ce va ieși. Va ieși ceva frumos, vă zic eu, sigur, sigur. Doamna Felicia Olteanu, macul a fost mărțișorul apreciat. Ce mă bucur, ce mă bucur. Am văzut că ați lucrat mulți. Doamna Dincă Mariana, eu am dăruit două buchete de petunia. Foarte frumos. Sido, ia să vedem, mai am o pisică de făcut și una mare, pisica mamă. Ah. Foarte bine, ești o ambițioasă, îmi place tare mult de tine, te felicit. Adrian Funieru, Adriana Funieru, o întrebare. Dacă lucrați rochițe sau fuste croșetate, ce le puneți ca și căptușeală? Dacă doriți, doamna Adriana, să fie mai vaporoasă rochița, ideal este acel tiul care se folosește și la rochia de mireasă. Dacă nu doriți acel tiul, poate pe fetiță o poate zgâria pe piciorușe, da? Poate să existe acest disconfort. Cereți o căptușeală mai plinuță de la metraje, da? De la metraje. Și o faceți cât puteți de încrețită sus ca să îi dea un pic de, să apară așa vaporoasă rochița. Sunt variante. Acum mai poate fi folosit acea jupă, acel saten mai subțire, încrețit bine bine ca să nu-i țină prea, prea cald și doar jos din la poale făcut un volan din acel tiul și automat că aruncă, știți, jos la
Și iese minunat, iese minunat, dar trebuie să apelați un pic la o croitoreasă în cazul ăsta. Sensi Arad. Așa, ia să vedem. Foarte mult au avut trecere coșulețele cu trandafiri, acum lucrez la încă unul. Ce mă bucur! Maria Poar, bună seara! Îmi face deosebită plăcere să vă urmăresc. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce faceți și mai ales că împărtășiți totul cu noi. Da, îmi place să împărtășesc. Da. Tar Erzsebet. Erzsebet. Momentan lucrez pe păpușică și înaintez în lucru. Îmi este tot mai dragă, pisicuța este gata. Ce mă bucur! Nu așa. Bună seara, îmi cer scuze, am intrat un pic mai târziu. Te scuz, draga mea. Nu trebuie să-ți cer scuze. Iuliana Stanciu, bună seara, am oferit mărțișoare croșetate de 8 martie, acum lunez la Primule, în punct Tunisian. Foarte frumos, pe 25 martie, ziua mamei soacre și pe 3 aprilie a mamei. O să le ofer de ziua lor. Vă pup, spor. Ce frumos! Vali Enache, din păcate nu pot lucra decât ceva simplu, păturică, botoșei, fiind mai mult pe drum și la serviciu ture de 48, dar vă urmăresc cu drag. Ce să facem? Și eu am serviciu de 8 ore și uitați câteodată, nici eu nu reușesc să le fac pe toate, să știți. Floricica Muntean, bună seara, doamnă, sunteți drăguță și hărnicuță. Mulțumesc, mulțumesc mult. Bine ați venit printre noi. Doamna Luci, bună seara, în sfârșit am ajuns și eu să vă urmăresc. Ce mă bucur! Ce mă bucur, vă îmbrățișez cu drag, doamna Luci, cu drag și dor. Poate vreodată voi ajunge la Zalău să vă cunosc personal. Sper că am zis bine, am reținut bine, da, la Zalău. Ia să vedem, doamna Tar, zice Elisabeta din Satu Mare. Bun, așa ca să nu mă mai chinui să pronunț cuvântul. Îmi cer mii de scuze, eu sunt de la Focșan. Așa. Bun, așa. Ce mă bucur că au intrat atât de multe hărnicuți aici. Da, dacă... Uitați, putem să ne petrecem o oră împreună, chiar dacă numai dumneavoastră mă vedeți, eu doar în pozele de profil pe unele dintre dumneavoastră vă văd, eu mă bucur că se poate și așa. Și acum, haideți să vedem câte dauri am, dacă doriți să lucrăm un mic proiect în această seară, dacă sunteți pregătite. La Mediaș, doamna Luci, da, la Mediaș, nu știu de ce mi-a rămas, la Mediaș. Poate vreodată în vară o să ajung și o să vă fac o vizită, să vă cunosc personal. Îmi sunteți tare, dragă. Doamna Elisabeta îmi zice, nicio problemă, mă bucur nespus să fiu alături de dumneavoastră. Da, și eu mă bucur să știți că ați reușit. Mirela Bocoda, Maria Vai, Daneli, Viorica Gașpar, bună seara, am întârziat, pregătiți croșeta și un fir. Da, deci avem mai mult de 5 dauri. Da, eu sper să vă încânte, am văzut că v-a încântat și săptămâna trecută acea mini-rochiță. Cine nu reușește și doar privește, Oana Sabo, bună seara, bună seara. Rămâne live-ul, înregistrarea, ca și un tutorial și veți putea realiza și după. Și haideți să pregătim noi firul. Ia să vedem. Nu. Uitați-l aici, am găsit căpețelul. Este un proiect foarte ușor. O să vedeți și... Haideți să lucrăm. Da, ia să vedem noi. Da. Haide. Bun. Bine ați venit la mine acasă. Deci, croșeta de 3, da? Croșeta de 3 și un fir mai plinuț. Am ales eu în această seară. Uitați. Da?
Și vom ridica 8 ochiuri de lanț. Am făcut o primă buclă, da? Și ridicăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și spor să avem, zic eu. În ochiul 3 de lanț, dăm după croșetă, deci vom lucra numai cu piciorușe duble, da? În ochiul 3 de lanț vom lucra 3 piciorușe duble în același ochi, da? Avem 3 fire, scoatem prin 2 și iar prin 2. Haideți să mai facem încă 2, da? În același ochi. Eu sper să vă încânte. Am lucrat, da? 3 picioruși. Apoi voi lucra în următoarele 4 ochiuri câte un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4. În ultimul ochi vom lucra 8 piciorușe duble în același ochi, da? Haideți să lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lucrăm din nou 4 piciorușe duble, da? În dreptul următoarelor 4 piciorușe duble. Câte un picioruș dublu? Prindem și firul în lucru. 1, 2, 3, 4 și în ultimul lucrăm 2. Și cu cele 3 vom avea 5 în total. Da? Eu o să tai acest fir, căpețel care mi-a rămas. Vom uni aici deasupra primului picioruș, da? Cu un ochi alunecat. Și am făcut primul rând, da? Un ochi de lanț. Întoarcem lucrul, da? Și în fiecare ochi vom lucra câte un picioruș alunecat. Adică scoatem și tragem direct prin buclă. Mă duc în următorul ochi, scoatem și tragem prin buclă. Nu strângeți, da? Lăsați un pic mai lejer. Și vom face un rând de piciorușe alunecate. 3, 4... 5, 6, 7, 8, eu lucrez lejer, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Da? Acum mă duc deasupra primului picioruș și tot cu un ochi alunecat închei rândul. Merge lucru? Vă că e liniște, înseamnă că lucrați alături de mine și asta mă bucură. 2 ochiuri de lanț, da, și vom întoarce lucrul din nou, da?
și vom lucra un rând de piciorușe. Doamna Maria Ureche, tot de la Mediaș vă urmăresc și eu. Bună seara tuturor! O primăvară frumoasă! Ia auziți! Acum, dacă observați, nu știu dacă se observă și la lucru dumneavoastră, cred că observați. Avem și pe partea asta un rând așa cu ochiuri, da? Și pe partea asta avem un rând cu ochiuri. Cred că se observă, da? E, noi acum vom introduce prin aceste două ochiuri de aici, da? Vedeți? Cred că se observă, da? Dați-mi un semn. Haideți să-mi zică cineva da, ca să știu dacă merg mai departe, da? Deci, rândul acesta cu ochiuri în relief ne rămâne aici de dedesubt și noi vom lucra aici. Oana Sabo. Da, perfect. Bună seara, am întârziat. Ovidiu Bucuraș. Nicio problemă. Și haideți să lucrăm un rând de piciorușe duble, agățând, da, aceste două fire de pe partea asta, da? Nu este greu, fiindcă dumneavoastră aveți acolo lucru în mână, lucru dumneavoastră și cu siguranță vedeți mult, mult mai bine, da? Și în fiecare ochi lucrăm câte un picioruș dublu. Am deja trei lucrate. Haideți să lucrăm mai departe. Da, da, da. Eu am ales această culoare fiindcă am vrut să fie deschisă și să se vadă cât mai bine. Doamna Slabu, luminița, îmi zice și doamna că da, mă bucur. Mă bucur, mă bucur dacă se vede. Eu încerc să explic pe înțelesul tuturor. Pe ochiuri în spate. Da, pe ochiurile din spate, Sido. Da? Fiindcă avem și în spate și în față aceste ochiuri. Dacă lucrezi alături de mine și tu, acum în momentul ăsta, în mânuțele dumneavoastră se vede mult mai bine. Eu zic, Charlie Nespor e pe fundal, că așa este el învățat, da? Eu când croșetez, el doarme foarte, foarte bine. Haideți să vedem noi ce va ieși. Ce va ieși? Vedeți? Și celălalt rând îmi rămâne mie, uitați, aici în relief. Cred că și dumneavoastră la fel. Nu-i așa? Eu cred că deja dintre dumneavoastră au terminat rândul. Eu am un pic și o poziție incomodă aici, dar nu mă las. Nu mă las. Trebuie să finalizez micuțul proiect. Așa cum pot. Așa. Haideți că mai am un pic, un pic și scăp de acest rând. Dar îi dă ținută, o să vedeți, și formă frumoasă la mini-proiectul meu. Ce fac eu aici? Ia să vedem dacă a terminat cineva rândul. Mâna sus. Mâna sus dacă a terminat cineva rândul. Și mai am un singur ochișor. Da? Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 1. Am făcut corect. Și vom încheia aici, deasupra primului picioruș cu ochi alunecat. Da? Perfect. Ridicăm din nou două ochiuri de lanț.
În același ochi lucrăm un picioruș dublu. În următoarele 6 ochiuri vom lucra câte un picioruș dublu. Haideți să numărăm. 1, 2, 3. Bună seara, doamna Simona Toma, vă salutăm. Ia să vedem, 3, 4, 5, 6, da? Și cu primul de aici trebuie să avem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci trebuie să mai fac 1. Acum, în următoarele 10 ochiuri, vom face piciorușe duble neterminate. Haideți să lucrăm. Scoatem prin 2, lăsăm firul pe croșet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Și acum scoatem prin toate firele, da? Bineînțeles că încheiem. Pare a fi, da, doamna Simona a zis, seamănă botoșel, Iuliana Stanciu pare a fi un mini boto, papucel, super ideea. Da, fetelor, ați ghicit! În continuare vom lucra în fiecare ochi câte un picioruș dublu. Ați ghicit, un mini botoșel. Dacă săptămâna trecută am făcut o mini rochiță, acum un mini botoșel. Unim aici deasupra primului picioruș cu un ochi alunecat, ridicăm din nou două ochiuri de lanț și vom mai face un rând de piciorușe duble. Lucrăm aici în primul ochi, da? Un picioruș dublu, tot ne-am ridicat botoșelul prințesei. Doamna Simona, ce drăguț, da! 2, 3, da? 4, 5, haideți să vedem, să ajungem în față, 6, 7, da? Lucrăm și aici, uitați unde avem noi, deci aici am unit, da? Lucrăm și aici în acest spațiu, să nu ne rămână aici gol, da? Lucrăm și aici unde am prins cele 10 fire, 10, 11, câte au fost, chiar două voi face aici, da? Ca să nu-mi rămână mie aici găurică, da? Și pornesc în continuare și lucrez piciorușe duble. Încă unu, încă un picioruș dublu, încă un picioruș dublu și încă unu. Și gata, mini proiectul nostru. Bun, haideți să tai firul. Și mie îmi place foarte mult să închei rândul astfel. Deci, scot croșeta, da? Deci eu am astfel lucrul meu. Vi-l arăt imediat, imediat, imediat. Introduc în așa fel, în acest mod, croșeta, da? Vedeți? Trag bucla, facem garderobă la păpuș, da, Sido? Trag bucla prin aceste două fire, exact cum am introdus eu. Da? Sunt în această poziție, da? Întorc lucrul meu și aici, de unde eu am plecat cu firul, voi introduce croșeta, dar printr-un singur fir și trag firul pe aici. Îmi place astfel să închei, fiindcă nu se vede, uitați, nu se vede unde am încheiat, nu se face noduleț. Vedeți? Da, îmi place foarte mult această încheiere.
Și gata mini-proiectul nostru. E încheietura cea mai faină. Așa este, doamna Mariana, și mie îmi place, mai ales când avem la vedere. Da? Haideți să introduc aici, să aranjez proiectul și să vă arăt ce a ieșit. Ia uitați, ia uitați, ia uitați. Un mini botoșel, un mini botoșel, ce poate fi transformat într-un breloc, da? Foarte bine. Într-o mărturie de botez, da? Deci, doamna Alisa, vă rog frumos, dacă puteți să faceți un tutorial pentru buze kiss, mi-a zis doamna Sorina Negruț, pupici. Super papucel pentru păpușa floare. Wow, ce idee bună! Ia uitați! Da, ați dat o idee. Ia să vedem un cape. Am gândit că poate fi pentru păpușică. Ia să vedem dacă o încape pe păpușa noastră. Dar nu cred că un cape trebuie aici mai mare. Putem adapta, nu-i așa? Dacă mă chinui un pic, mai că încape. Distorsionează aici. Nu, no, nu, no, nu. No. E prea micuț, e prea micuț, dar putem adapta. Principiul este același, deci nu merge. Fetelor, nu merge. Ca să aibă ținută, uitați, eu pot să-i pun așa un pic de vatelină și pentru poză, da, sunt gata. Botoșeii mei. Foarte, foarte frumoși, eu zic și haioși. Da? Puteți să realizați dintr-un fir de bumbac cu o croșetă mai micuță, de exemplu, să aibă ținută. Exact, adaptăm. Pe mine m-ați virusat rău de tot cu păpușa floare, numai ce i-am făcut un trandafir roz. Mă bucur, mă bucur. Trebuie să vă las, seară frumoasă, să aveți fetelor pupici, ne zice Sido. Te pupăm și noi, draga noastră. Mulțumim pentru participare. Am reușit, doamna Viorica Gașpar. Mă bucur. Un proiect minunat, ad hoc. Uitați cât de repede se poate realiza, da? Acolo necesită un pic de atenție, dar nu este greu, da? Fiindcă trebuie să aibă ținută cu firul de bumbac în două, da? Ca să aibă ținută. Ăsta este totuși un fir moale. E, dragele mele, eu sper că v-a plăcut și acest mini proiect pe care l-am adus în fața dumneavoastră. Să vedem săptămâna viitoare ce idee mai găsesc. Să știți că am început aceste mini-proiecte, aceste mărturii, fiindcă a fost o dorință tot în acea lungă listă de la concurs și vă dați seama că vreau să cuprind cât mai multe proiecte de acolo. Sunt idei minunate, sunt proiecte frumoase pe care mi le-ați propus și chiar încerc să cuprind cât mai multe. Chiar mi este drag, Botoșel. Chiar mi este drag. Uitați cât de frumos este. Și foarte simplu. Deci am făcut aici talpa 1, 2, 3, 4 rânduri. Am reușit și eu. Bravo, Iulia! 4 rânduri și uitați cât de repede se poate face un mini proiect. Dragilor, eu vă doresc încă o săptămână cu mult, mult spor în toate. Maria Boar, mie îmi plac tare mult cerceii dumneavoastră, sunt deosebit de reușiți. Da, am o doamnă drăguță, doamna Delia Lobons, mi-a mai dat comandă de cerceluși la dânsa acum cu flori. De-abia aștept, sunt lucrați cu tehnica frivolită. Îmi plac foarte mult, am foarte multe bijuterii, gablonțuri, ca să le numesc așa, îmi plac foarte mult florile, bijuteriile și muzica indiană. Astea sunt pasiunile mele, pe lângă croșetat, bineînțeles. Am reușit chiar o pereche. Ce spuneți de Alba ca zăpada și cei 7 pitici ca viitor proiect? Ehe, Vali, n-ar fi un proiect urât. E mult spus urât, n-ar fi un proiect, haide să rectific, nu, 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 retrag, retrag.
Este un proiect complex și într-adevăr foarte frumos. Problema, știi unde este? Deci nu toată lumea poate să facă jucării. Problema este acolo, la expresia feței. Seară frumoasă tuturor, pupici! Da, Simona, te pupăm! Hobby-ul deosebite, felicitări, Maria Boar! Da, este un proiect... Nu pleca, mai stai, doamna Mariana! Să știți că în lista aceea cu dorințe, cineva mi-a lăsat, vreau să faceți tutorial la un cap de păpușă, bineînțeles, dar cu expresivitate, cu mimica. Parcă am fi surori gemene, la fel și mie îmi plac. Da, cu mimica feței, deci contează foarte mult. Nelly, vă pup, vă mulțumesc pentru șezătoare și pentru tot ce faceți. Spor tuturor, vă mulțumesc, spor, spor. Da, deci la față este o mare problemă, doamna Vali. Nici eu nu sunt as acolo, recunosc că contează foarte mult să nu-l faci, să nu faci jucăria încruntată, asta este clar. Tristă sau mai merge, dar încruntată ceva nu merge, că e jucărie. Adică asta trebuie să exprime veselie, multă, multă veselie. Obraji, gurița, deci foarte, foarte important cum faci această expresie a feței. Na, aici eu zic că sunt persoane care se nasc cu acest talent. Și vă dați seama, acest proiect Alba ca zăpada, păpușa mai e cum mai e, da, piticii, ar fi frumos să-i faci pe fiecare, da, pe care îl cheamă Somnorilă cu fața lui, pe care îl cheamă Morocănosul cu fața lui, adică ar fi minunat, vă dați seama. Da, nu că nu mi-ar place, da. Adriana Georgeta, frumos, mulțumim, spor să aveți în proiectele dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Da, dragilor, deci vă pup, o seară minunată, o săptămână minunată. Eu o să încep să lucrez la proiectul Liliac, încep să croșetez florile, să pot să aduc floarea în întregime în fața dumneavoastră, deci îmi trebuie un pic de timp să lucrez acele flori, să văd din câte va ieși până la urmă floarea. Și frunza, bineînțeles, vreau să fie proiectul întreg și să îl lucrați și mai vedem mai apoi ce mai vine pe croșet acolo. Mult spor încă o dată și multă sănătate, vă îmbrățișez cu drag. O seară minunată, dragile mele. Numai bine. Pa, pa! O săptămână mirifică și spor în tot ce lucrați, Nușa. La fel, la fel, numai bine. Pa, dragilor! Pa, pa!